Astăzi a avut loc o conferință importantă în cadrul Organizației de Pensionari Social Democrați din Mehedinți, în cadrul căreia au fost discutate mai multe puncte de pe ordinea de zi. Alături de membrii organizației au fost prezente autoritățile locale, cele județene, cât și Ion Popa, președintele Organizației Pensionarilor Social Democrați, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa activității PSD Mehedinți, cât și la adresa președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Conferința a început prin intonarea imnului Uniunii Europene, urmat de cel al României. Membrilor OPSD Mehedinți le-a fost prezentat mesajul lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, după care rând pe rând au luat cuvântul atât membrii OPSD cât și autoritățile locale și cele județene. Ion Popa, președintele Organizației Pensionarilor Social-Democrați, a avut numai cuvinte de laudă la adresa activității PSD Mehedinți, cât și la adresa președintelui Consiliului Județean Mehedinți, afirmând faptul că Aladin Georgescu este printre cei mai buni președinți de Consiliul Județean ai Organizației PSD. Fiind membru al biroului permanent în conducerea partidului, sunt prezent la toate evenimentele și iau cunoștință de toate aprecierile care se fac. De fiecare dată, domnul Georgescu, președintele dumneavoastră, este apreciat de conducerea partidului și trebuie să o spun eu, mi-asum această răspundere, este cotat printre cei mai buni președinți pe care are partidul nostru. Fapt pentru care am convingerea că aici se află și secretul activității dumneavoastră pe care o desfășurați zi de zi. Am desprins concluzia că oamenii știu despre ce e vorba și acționează în acest spirit. Ne aflăm într-o perioadă, zic eu, grea. O perioadă când participăm la o guvernare aproape atipică. O perioadă în care trebuie să suferim, pentru că nu putem să aplicăm în totalitate măsurile pe care le gândim și pe care le dorim să se materializeze. Pentru că nu avem încotro, coabităm cu acest partid. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost mereu alături de Organizația Pensionarilor Social-Democrați. Totodată, măsurile luate de PSD prin programul Sprijin pentru România este menit să-i ajute pe acești oameni care reprezintă baza unei piramide clădită cu multă responsabilitate pentru a avea o bătrânețe liniștită. Mă bucur să văd o așa mobilizare în rândul dumneavoastră și mă bucur să ne revedem sănătoși. Este probabil prima întâlnire de la acest nivel după perioada dificilă din punct de vedere sanitar pe care am trăit-o. Organizația de pensionari este cea mai mare organizație din cadrul PSD, iar PSD are cel mai mare număr de pensionari din toată țara, comparativ cu celelalte partide politice. Vă asigur că la nivelul județului Mehedinți aveți toată susținerea mea, după cum, la nivel național, aveți susținerea conducerii centrale a PSD. Acest lucru a fost demonstrat cu fiecare ocazie cu care PSD a fost la guvernare, întrucât interesele dumneavoastră au fost cel mai bine reprezentate. Sigur, acest lucru se întâmplă și pentru că aveți o bună reprezentativitate și salut cu această ocazie prezența domnului președinte al OPSD, Ion Popa, în județul Mehedinți. Așa cum mulți dintre dumneavoastră ați aflat deja, și județul Mehedinți are un reprezentant chiar în forul de conducere al OPSD central și mă refer aici la domnul Gigi Enache, care este coordonator în regiunea Olteniei și face o echipă foarte bună cu domnul Constantin Zimțea. În altă ordine de idei, măsurile pe care PSD le-a implementat sau cele care urmează să intre în vigoare la nivel național, și mă refer aici la programul Sprijin pentru România și creșterea pensiilor, sunt măsuri care arată implicarea PSD în susținerea intereselor dumneavoastră. La fel de importante sunt investițiile aflate în derulare la nivelul județului Mehedinți, mai ales cele în domeniul sănătății, care arată că ne pasă de problemele pe care le aveți și vrem să vă asigurăm condiții bune de tratament și un trai cu demnitate. Pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc. Sunteți oameni de încredere, activi din punct de vedere social și politic
și vă asigur de tot respectul și susținerea mea ca președinte al PSD Mehedinți și ca președinte al Consiliului Județean Mehedinți. Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, a subliniat câteva măsuri extrem de importante pe care PSD le-a făcut pentru populație și i-a asigurat de tot sprijinul său pe toți membrii OPSD Mehedinți. Mă bucur să văd atâta lume în sală. Partidul Social Democrat rămâne un magnet pentru oamenii serioși, pentru oamenii care vor să se implice și dumneavoastră faceți parte dintre ei. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. PSD a încercat în anii aceștia să fie alături nu numai de dumneavoastră, de pensionari, dar a mărit alocații la copii, a mărit salariile profesorilor, ale medicilor, a făcut extrem de multe lucruri bune în această țară. Important este ca dumneavoastră acolo, în mediul în care trăiți, să vorbiți despre aceste lucruri, să ne sprijiniți, să ne ajutați, ca împreună cu echipa de la județul Mehedinți, în continuare să facem lucruri bune. S-au făcut lucruri bune în Turnul Severin, s-au făcut lucruri bune în județul Mehedinți. Vă puteți baza pe noi, vă puteți baza pe munca noastră, așa cum și noi ne bazăm pe dumneavoastră. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, mă onorează invitația domnului Zința. Vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați adus România așa cum este astăzi, din punct de vedere al constructului existente la nivel național. Să știți că vă respectăm și vă respectăm în adevăratul sens al cuvântului. De fiecare dată am avut lângă mine pe domnul președinte Aladin Georgescu, pe domnul președinte Zința, atunci când am început să facem organizația de pensionar la Maluvăț și iată că am reușit să facem un lucru bun. Și acest lucru l-am constatat că atunci când domnul președinte Pop a venit în județul Mehedinți, am reușit să facem o ședință la Maluvăț cu pensionari să vadă că se poate face și în mediul rural și în afara Bucureștiului, se pot face lucruri bune. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, le-a mulțumit pentru tot sprijinul și educația pe care OPSD a realizat-o pentru actuala generație activă din PSD, iar fără sprijinul acestora nimic nu ar fi fost posibil. Totodată a subliniat faptul că PSD a luat o serie de măsuri sociale venite în sprijinul cetățenilor. Iată că emoții ar trebui să avem cu toți. De ce? Pentru că astăzi dăm ochii cu dumneavoastră, cei în fața cărora întotdeauna va trebui să dăm socoteală. Pentru că dumneavoastră sunteți aceia care ne-ați crescut, pe noi, generația actuală activă, să spunem așa. Ne-ați educat, ne-ați îndrumat și întotdeauna vom spera că nu vă vom dezamăgi. Mai presus de toate acestea, dumneavoastră sunteți generația de sacrificiu care întotdeauna a fost de serviciu în cele mai grele crize. De aceea vreau să vă spun că noi, cei din Partidul Social Democrat, sperăm din tot sufletul că nu tot dumneavoastră veți fi cei care veți plăti nota de plată a acestor crize suprapuse. S-au spus lucruri importante aici. La un moment dat, e bine, mă gândeam că e bine că funcționează o organizație politică într-o întrunire strict politică, funcționează și ca un sindicat. Pentru că problemele ridicate nu sunt unilaterale, nu sunt ale unui singur om. Sunt probleme generale ale unui întreg sistem. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, și-a exprimat recunoștința și a subliniat buna colaborare a prefecturii cu OPSD Mehedinți, oferindu-le tot sprijinul instituției pe care o reprezintă, aceștia fiind un pilon important al societății. Suntem alături de dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră sunteți alături de noi, de autoritățile și instituțiile județene și locale, pentru că vă simțim prezența peste tot. Lucrez foarte bine la prefectură cu fel și fel de asociații și organizații ale persoanelor vârstnice și să zic că nu aș zice vârstnice pentru că nu reflectă realitatea. Dumneavoastră sunteți persoane cu multă energie, persoane active, foarte importante pentru mediul social, pentru activitatea civică. Aveți foarte multă inițiativă, vă implicați activ în societatea noastră, aveți numeroase idei și inițiative și noi, autoritățile, dorim să vă sprijinim ca să le dăm curs și să le ducem la finalitate. Așa cum am spus, dumneavoastră sunteți unul din pilonii
esențiali ai societății noastre. În cadrul conferinței au fost realizate alegeri referitoare la Consiliul Județean al Biroului Executiv al PSD Mehedinți, cât și alegerii delegaților la Conferința Națională a OPSD. Astfel, Constantin Zimțea a fost ales pentru un nou mandat de președinte al OPSD Mehedinți. Atâta timp cât sănătatea îmi va permite, împreună cu dumneavoastră vom încerca să facem ceea ce trebuie. Știu că avem multe de făcut, foarte multe. Știu că cu unii m-am înțeles foarte bine, cu unii mai puțin bine. Vă asigur că voi fi același. Adică să lucrăm corect, să ajutăm Partidul Social Democrat și să facem ca viața noastră să fie mai liniștită și mai bună. Domnul președinte Aladin Georgescu spune că totdeauna mai fac câte o surpriză. Aș avea și astăzi o surpriză, ca prima hotărâre pe care o iau ca președinte al organizației noastre, să înmânez unui membru al nostru care împlinește venerabila vârstă de 89 de ani, un om extraordinar. De asemenea, acesta le-a pregătit o surpriză celor prezenți și anume i-a înmânat o diplomă de excelență unui membru care a împlinit astăzi 89 de ani, Galbenu Mihai. Știți cum e vorba? Ușor cu jocul, că vine și șpiocul. Ce aș putea să spun? Sunt profund emoționat. Totodată, președintele OPSD, Ion Popa, a subliniat faptul că activitatea PSD Mehedinți, cât și toate structurile organizației, au performanțe în politica românească. De asemenea, municipiul Drobeta Turnu Severin este printre cele mai frumoase orașe din țară, în opinia acestuia. Aș vrea să exprim satisfacția că am participat aici la Mehedinți, la una dintre cele mai bune conferințe ale pensionarilor care a avut loc până acum în țară. Eu alerg peste tot, și în Transilvania, și în Moldova. Vreau să prind cât mai multe conferințe și întâlniri cu membrii noștri ai organizației pensionarilor, dar aici am venit cu plăcere pentru că știu că există o experiență deosebită și am nevoie și eu să împărtășesc în această experiență pentru a transmite mai departe. Am văzut de asemenea că ați avut numai cuvinte de laudă la adresa președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Da, pentru că nu întâmplător există aici o atmosferă așa de muncă bună. Și organizația de pensionare are rezultate bune și de tineri și de femei, dar ceea ce știu eu de acolo, de la centru, că aprecierea cea mai importantă se face la adresa conducerii județene a partidului, a președintelui personal, a domnului Georgescu, care e un om deosebit. Și să nu zic eu extraordinar, ci să spun aprecierea conducerii partidului, care de fiecare dată remarcă felul în care conduce, modestia și bunul simț pe care îl are și mai ales faptul că este iubit de oameni. Totodată, cum vi se pare că este Severinul în acest moment? Am spus-o și în conferință, comparând cu ceea ce văd în toată țara, Turnul Severin este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am întâlnit și pe care eu de fiecare dată descoper alte și alte lucruri frumoase, pornind de la minunăția acelei gândiri de a pune totul în linie dreaptă și de a face străzi care se intersectează la 90 de grade, în așa fel încât în orice colț te-ai afla nu poți să te rătăcești. De asemenea, președintele Tineretului Social-Democrat din Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a subliniat cât de importantă este organizația pensionarilor social-democrați, cât și buna colaborare dintre generații. Este o zi frumoasă, o zi specială pentru organizația de pensionari din județul Mehedinți. Între TSD Mehedinți și OPSD Mehedinți a fost mereu o relație foarte bună, o relație de colaborare, iar noi avem foarte multe lucruri de învățat de la domniile lor. Sper și sunt sigur că în perioada următoare lucrurile vor continua la fel. Partidul Social Democrat a făcut lucruri foarte bune pentru toate categoriile de vârstă, atât pentru pensionari cât și pentru tineri. Și cred că trebuie să ieșim în spațiu public cât mai des să spunem acest lucru, pentru că atunci când Partidul Social Democrat a fost la guvernare, a luat măsuri benefice atât pentru tineri cât și pentru pensionari, atât pentru oamenii care lucrează în mediul public, privat, atât pentru angajați cât și pentru angajatori.
Tocmai de aceea, în această zi, vreau să transmit faptul că TSD Mehedinți va rămâne în continuare alături de Organizația de Pensionari și sunt sigur că această colaborare frumoasă va continua și împreună vom aduce un număr mare de voturi. Organizația Pensionarilor Socialdemocrați se dovedește a fi una dintre cele mai active și eficiente structuri ale Partidului Socialdemocrat. Este un punct de sprijin care în cele mai grele campanii electorale a fost alături de PSD. Pensionarii fiind cei mai muncitori, activiști și cei mai eficienți purtători de mesaj atât în campaniile electorale cât și în afara lor.